Patru conducători auto au rămas fără permisele de conducere după ce au încălcat regulile de circulație privind regimul legal de viteză și consum de alcool. Un caz mai deosebit întâlnit de polițiștii rutieri a fost cel al unui tânăr din Gherța Mică, care nici măcar nu poseda permis de conducere. Acesta conducea un autoturism marca BMW care avea plăcuțe cu număr de circulație provizoriu, iar autorizația de circulație liberată pentru acestea era expirată. În cauza s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat și conducerea unui vehicul fără permis de conducere. În acea zi, polițiști au aplicat 145 de contravenții în valoare de 8600 de lei.